Trebuie să dormi 8 ore ca să nu iei în greutate. Asta este energia noastră. 2000 de kilocalorii. Asta e 100%. 70% din acest metabolism are nevoie corpul tău pur și simplu ca să funcționeze. 10% se duce pentru digestie și 10% e variabil, se duce pentru mișcare. Și încă 10% de regulă este sport. Acest 10% se poate duce și înspre un 20% dacă facem mai mult sport. La ce vreau să mă întorc este la acest 70%. Este de 1400 de calorii în cazul nostru. Dacă avem 8 ore de somn, dacă noi dormim 5 ore pe noapte, acest metabolism o să scadă. În loc de 70%, poți să ajungi la un 50% pentru că tu ești obosit și corpul tău vrea să te conserve. Dar în loc să consumi 70% metabolism bazal, adică 1400 de kilocalorii, tu o să consumi 1000 de kilocalorii. 400 le-ai mâncat degeaba. Corpul tău, ca să se protejeze, o să-i depoziteze. Asta înseamnă că tu în fiecare zi vei depozita puțin câte puțin.